48, pagina Sfântă, Scriptură 580. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici următoarele. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Căci iată că împărații se adunaseră. Doar ce au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo ca durerea unei femei la facere. Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit care sfarămă corăbile din Tars. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu o va face să dăinuie pe veci. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău, ca și numele tău, Dumnezeule, și lauda ta răsună până la marginile pământului, dreapta ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Amin. Dragii mei, vă invit să vă reașez.